Bună ziua și bine v-am găsit, dragi prieteni și iubitori ai emisiunii Portocalii Aurii. Însănătoșiți într-un an nou, după ce am trecut prin toate experiențele începutului de an, uite că ne revedem întregi, integri și puși pe fapte mari. Deci astăzi am primit mesajul că trebuie să vă vorbesc în primul și în primul rând de Arhanghelul Mihail, pentru că este energia albastră a anului 2019 și pentru că este unul dintre cei mai puternici arhangheli în ceea ce privește procesele de curățare. Așa că o să procedem la drum, pentru că avem și am în plan mai multe teme pentru astăzi pe care vreau să le discutăm împreună și o să începem cu templul Arhanghelului Mihail, dar în primul și în primul rând aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre arhanghel. Există foarte mulți arhangheli diferiți. Fiecare arhanghel emană energie ca razele de lumină a unui soare. Arhanghelii au aflat că ei ar putea crea multe forme și să trăiască în ele. Orice formă o locuiesc ca ființă conștientă, au un anume unghi sau perspectivă care permite conștiinței neformate să formeze lucruri în moduri specifice. Întregul proces în care arhanghelii s-au aventurat pentru a experimenta poate fi descris ca o imensă cascadă de lumină strălucitoare. Energia arhanghelilor este revărsată către Dumnezeu, sursa, ca un flux masiv de apă cristalină, luminoasă, curgând în fiecare direcție. În cadrul acestui flux imens de apă, fluxuri mai mici s-au despărțit, divizându-se în fluxuri chiar și foarte mici, până când acestea au ajuns mici picături de lumină lichidă. Aceste picături pot fi comparate cu unitățile individuale de conștiință, fiecare cu propriul ei set de experiențe. Abia atunci a început dansul spiritului cu adevărat. Și arhanghelii, ca orice formă de energie, au un loc în care se simt protejați și de unde lucrează permanent pentru toate ființele. Ca să ai acces la asemenea informații energetice, pe care nu mai departe de anul 2017 nici măcar nu le vedeam nici eu, dar minte să am acces acolo, trebuie să te gândești că atunci când se deschide o nouă școală, o nouă treaptă a misterelor la un nivel energetic, care o face pur și simplu invizibilă și intangibilă oricui nu a atins un anumit nivel de conștiință mai înalt, chiar mai înalt decât ceea ce acea școală a fost activată. De ce? Pentru că informațiile din acea școală a misterelor pe care le deținea sunt necesare acum, la ora actuală, pentru vindecarea, conexiunea și înțelegerea multor oameni în ceea ce privește energiile arhanghelilor. Și pentru că astăzi mi-am propus să vorbesc despre Arhanghelul Mihail, o să vă ofer niște informații și niște, să spunem, invocații către Arhanghelul Mihail foarte prețioase, niște afirmații mai întâi. Te invoc pe tine, Arhanghel Mihail, ca să mă înconjori și să mă umpli de măreața ta flacără albastră, de protecție și vindecare. Îți cer să mă acoperi de 7 ori, în spate, la stânga, la dreapta, deasupra, dedesubt și în interior. Te rog pe tine, Arhanghel Mihail, să mă umpli și să mă înconjor cu măreția ta, cu vastul tău câmp de forță al flăcării albastre, de protecție și vindecare. Fă ca nimic să nu poată trece de acest câmp și niciun nivel al ființei mele fără divina ta permisiune. Îți mulțumesc, Arhanghelul Mihail. O altă afirmație și invocație pentru Arhanghelul Mihail este următoarea.
Cer ca matricea mea originară, perfectă, în care am fost creat, să fie complet activată și restaurată. Spirit iubit, îți trăiesc în anii ce vor salva pământul și sunt aici pentru a aduce schimbarea pe planetă. Renunț la toate jurămintele care stau în calea acestei schimbări, pentru că ele aparțin unei alte conștiințe și unei alte energii. În locul lor îmi reînnoiesc jurămintele cu aceeași energie akașică ce le-a primit inițial. Toate viețile trăite de mine mă subțin și ca o coloană de energie pe care o cobor în propria mea istorie, preiau acum controlul asupra lor. Voi avea nevoie de sprijinul tuturor conștiințelor, acestor multor suflete care am fost, din vremea când am venit prima oară pe planetă. Împreună vom crea o lumină albă, așa cum planeta n-a mai văzut vreodată. Lumina nenumăraților eu, fizical, prin actualul eu. Pentru asta am venit de data aceasta și pentru asta am existat de-a lungul timpurilor, pentru a fi aici și acum. Prin decret divin, în numele prezenței divine, prin legea grației, a iubirii, a iertării, a karmei și a divinității, eu rup acum și dizolv toate jurămintele și toate contractele pe care le-am făcut eventual de-a lungul timpului, spațiului și în toate dimensiunile care au putut să-mi închidă orizontul, mintea, inima și sufletul de la experiențe noi care au putut să-mi transmită cinism, lipsă de credință, înțelegere greșită sau negativitate legată de noi, căi de existență, de schimbare, de transformare și despre puterea și prezența spiritului și a iubirii din interiorul tuturor ființelor. Îți mulțumesc, Arhanghelul Mihail. Prin decret divin, în numele prezenței divine, prin legea grației, a iubirii, a iertării, a karmei și a divinității, eu rup acum și dizolv toate jurămintele, contractele pe care le-am făcut de-a lungul timpului, spațiului și în toate dimensiunile care au putut duce la negarea prezenței divine și a încrederii mele în tot ce este ființa mea, în prosperitatea și în puterea infinită a iubirii și luminii ce există în ființa mea. Îți mulțumesc, Arhanghelul Mihail. Încă o afirmație către Arhanghelul Mihail. Prin decret divin, în numele prezenței divine, prin legea grației, a iubirii și a iertării, eu rup acum toate jurămintele, contractele pe care le-am făcut de-a lungul timpului și spațiului în toate dimensiunile și care au putut să facă posibilă stocarea, păstrarea oricărui sentiment, formă, gând sau memorie nerezolvată ce a oprit curgerea liberă a încrederii mele, a credinței, a iubirii, a armoniei, a alinierii, a echilibrului și a sensului de interconectare a sufletului meu cu toate celelalte ființe. Îți mulțumesc, Arhanghelule Mihail. Încă o afirmație către Arhanghelul Mihail. Îmi recunosc divinitatea, îmi accept dreptul divin din naștere ca și co-creator cu Dumnezeul nostru, Mamă, Tată și cu Supremul Creator pentru a sta în manifestarea Raiului pe Pământ. Accept sabia Arhanghelului Mihail ca pe un simbol al valorii și demnității mele. Promit să folosesc energiile primei raze a puterii, voinței și autorității de iubire și compasiune pentru sinele cel mai înalt al întregii creații. Flacăra sacră din inima lui Dumnezeu arde
prin și împrejurul fiecărui electron de energie cosmică pe care l-am eliberat vreodată sau pe care l-am manifestat și care nu reprezintă perfecțiunea. Transmută acum cauza, esența, înregistrarea și memoria fiecărui gând, cuvânt, acțiune sau sentiment pe care l-am exprimat vreodată și care mă împiedică să mă cunosc și să mă accept la adevărata mea identitate ca extensie divină a Dumnezeului Mamă, Tată. Cer ca începând din acest moment flacăra violet a iertării să ardă prin și din prejurul meu, extinzându-se cu fiecare moment până la maximul permis de legea cosmică, până când voi fi eliberat de orice credință care nu reprezintă realitatea naturii mele divine perfecte. Eu sunt prezența lui Dumnezeu, manifestat în lumea fizică și formă și mi-accept dreptul meu divin din naștere și misiunea mea acum și aici și așa este și așa să fie. Eu sunt cel ce sunt și îți mulțumesc, Arhanghelule Mihail. Acum vă voi povesti despre conectarea cu templul Arhanghelului Mihail, conectarea pe care am făcut-o prima oară anul trecut, prin vară a fost, și atunci am avut acces la primul nivel din templul Arhanghelului Mihail și atunci ne spune Arhanghelul Mihail că urmează nivelul 2, nivelul solfegic, în anii următori. Iată că a venit și momentul în care am primit conexiunea și acceptul să intru și la nivelul 2 și vă voi povesti câte ceva despre acest nivel. Urmând ca voi acasă, în liniște, pace și armonie, să vă conectați și să vă faceți o meditație pendelete, luând câteva idei de aici, din ceea ce vă voi povesti eu acum și stând mai mult timp mai îndelungat în stare meditativă. Bun. În templul Arhanghelului Mihail, în centrul lui eteric, vă imaginați că vă aflați într-un templu mare albastru și primul element energetic cu care ne vom întâlni cu sabia albastră a adevărului. Mihail fiind cel care are în stăpânire raza albastră a adevărului divin. Este templu unde se păstrează dreptatea divină. Apoi, în templul lui Mihail sunt amplasate marile săli din amenti, cele în care se păstrează cunoașterea divină. În jerba de lumină din templu se fac cele mai mari curățări energetice de tot ce înseamnă energie negativă, entități negative. Mergeți acolo. De asemenea, se analizează cât mai profund toate cazurile în care ați simțit că nu vi s-a făcut dreptate. Mergeți acolo și cereți să vi se reanalizeze situația. În acest templu se spune și se simte clar că nicio faptă de injustiție nu rămâne fără urmări. Dreptatea lui Dumnezeu este sfântă și dincolo de înțelegerea umană. La nivelul 2 al templului, pe nivelul solfegic, nivelul următor al sunetului, am avut acces la începutul acestui an. În partea solfegică, etajul 2, ca să zic așa, suntem întâmpinați la început de sunetul harpelor și al lirelor. Pentru că se știe că cel care stăpânește sunetul și e sau este în armonie cu el, este stăpân peste tot.
Mai întâi vom fi întâmpinați de energia sunetului de fluier flaut. Este foarte puternică. Apoi sunetul harpelor, lirelor, sunetul viorilor. Este ca un cântec înălțător, o sinfonie minunată, ca o orchestră cu sunete de pian. Mari compozitori au primit inspirația operelor nemuritoare, care au vindecat și încântat milioane de oameni. De aici, pe măsură ce sunetele ne scaldă în vibrația lor, ne simțim tot mai diafani, mai ușor, mai scăpați de blocaje. Îngerii sunetului și muzicii purifică în permanență vibrația eterică a spațiului de aici și ne activează lotusul albastru, violaceu, perlat, asemănător cu un trandafir, care ne deschide la vibrația albastră a ceacrei gâtului a vișudei și ne deschide capacitățile extrasenzoriale a vorbitului, a auzului, a telepatiei și, în sfârșit, creează premiza ascensiunii, ceacra gâtului fiind puntea de legătură între ceacrele inferioare și ceacrele superioare. Pe măsură ce intrăm tot mai profund, se va deschide un portal mare, albastru, plin de lumină aurie, de pace și armonie. Rămâneți aici până simțiți că ați atins pacea albastră mult dorită, liniștea deplină și abia apoi coborâți din nou în planul fizic și păstrați măcar o zi apoi liniște în viața voastră pentru a se integra chakra gâtului în totalitate. Ni se recomandă muzică de harpă, de liră, pentru meditație, fluier flaut, pian și viori. Eu vă doresc conectare binecuvântată. Căutați melodii cu sunete de harpă, de liră, de viori, de pian, puneți-le, ascultați-le și lăsați-vă sufletul să umble un pic prin templul Arhanghelului Mihail pentru curățările profunde și pentru deschiderea chakrei gâtului la nivelul de ascensiune. Și acum vom trece la un alt subiect foarte important și drag mie, nu numai pentru că mă ocup de el de mulți ani, de vreo 9 ani deja, s-au făcut 9 ani de când mă ocup de el, dar este un subiect care m-a fascinat în ultimii ani foarte mult și căruia am încercat să-i găsesc tot felul de înțelesuri. Pentru că mi-amintesc când eu am început să fac așa ceva, nici măcar nu știam ce titlu să pun la site-ul meu, cu ce mă ocup eu, cititoare de câmpuri energetice, cam așa mi-a venit atunci. A fost un lung drum ca să descoper toate mecanismele a ceea ce înseamnă cronica akașică. Și despre asta vreau să vă vorbesc acum, despre cronica akașică și despre tot ce înseamnă el și despre tot ce înseamnă ea, și dacă nu voi reuși să termin pe parcursul acestei emisiuni, o să vă povestesc și în emisiunea următoare. Deci să procedăm la tot ce înseamnă, să înțelegem ce înseamnă cronica akașică. Pentru că exact așa cum i-am povestit unei fetițe, o bibliotecă imensă în plan astral, așa pe scurt. De fapt, ce înseamnă ea? Cronica akașică, conform principiilor teozofice, a cărui părinte spiritual este filozoful, ezoteristul, artistul și pedagogul de origine austriacă Rudolf Steiner și care a scris o carte foarte bună, Cronica akașică,
Memoria akașică reprezintă un sistem universal care înregistrează fidel, ca într-un fel de biblioteca a destinelor, toate evenimentele petrecute vreodată în acest univers, orice gând, cuvânt și faptă. Amintirile sunt impresionate pe o suprafață de natură subtilă, numită akasha sau eter. În misticismul hindus, acesta este considerat principiul primordial al naturii, din care celelalte patru principii fundamentale, apa, aerul, focul și pământul, sunt create împreună. Cele cinci principii reprezintă, de asemenea, cele cinci simțuri ale ființei umane. Se crede despre memoria akașică că arhivează pe rafturile ei, în amănunt, trecutul, prezentul și, cred unii, o umbră în plină evoluție a viitorului, nu doar a fiecărei persoane, dar al fiecărui grăunte de materie. Înțelepciunea spirituală ne învață că toată istoria lumii este încifrată într-o bază de date universale. Timp de mii de ani, oamenii au vorbit și au scris despre această cronică extraordinară. Fiecare faptă, cuvânt, gând și sentiment înregistrate într-o arhivă intrinsecă de tipare energetice. O arhivă ce ne este potențial accesibilă. Hinduismul, budismul și chiar Biblia însăși fac referire la o astfel de memorie akașică sau carte a vieții. Edgar Cayce a fost un mare cititor în akașă. Un exemplu al istoriei celebre care sugerează accesarea și întrebuințarea de care un om a frecvenței akașice îl reprezintă celebrul clarvăzător american Edgar Cayce. Se crede despre acest personaj misterios, adesea comparat cu Nostradamus, că și-a folosit harul pentru a citi sau a percepe, într-un fel, marea bibliotecă a vieții. Atunci când era întrebat despre sursa informațiilor sale, Cayce făcea referire la două fenomene. Unul era subconștientul persoanei, pentru care executa procesul de citire, iar celălalt, conform propriilor spuse, chiar această bază de date universale pe care o numea Arhiva Akașică. Se pare că atunci, din fiecare dintre noi, își scrie povestea vieții prin gânduri, fapte și prin interacțiunea cu ceilalți. Atunci când Edgar Cayce făcea o citire, se transpunea într-o stare de transă și călătorea în sfere mai înalte ale conștiinței, așa cum se întâmplă într-un vis, într-un stadiu avansat de meditație. Descria această experiență ca pe urmare a unei raze de lumină ce îl transportă într-un loc similar unei biblioteci. Acolo era întâmpinat de un bătrân cu cărți, ce avea câte un manuscris cu numele fiecărui om de pe pământ. Acesta îi mâna cartea individului pentru care clarvăzătorul căuta informații. Din experiența mea, bătrânul de care povestește Cayce este de fapt Arhanghelul Raziel, cel ce este păstrătorul cronicii akașe. Memoria akașă este, deci, doar o formă de vibrație care nu poate fi explicată prea mult prin termenii terestri. L-am putea asimila cu o undă radio. Fiecare corp emite un program radio diferit, la ore diferite. Toate acestea sunt stocate în memoria akașică. Tot ceea ce s-a petrecut pe pământ există stocat aici sub formă de vibrații. Cronica akașă conține tot ce s-a petrecut în lume. Alte lumi au și ele cronicile lor proprii.
Cu ajutorul cronicii akashice putem urmări atât evenimentele istorice în desfășurarea lor, dar ne putem urmări și propria noastră evoluție de-a lungul întregii existențe terestre. Desigur, este nevoie de mult timp, de timp îndelungat, pentru a avea acces la memoria akașă. Credința despre care poate vorbea mai devreme poate fi cultivată. Pentru a păstra credința, trebuie să o repetăm, pentru că ea să se imprime în subconștient. Subconștientul reprezintă 90% din identitatea noastră. Subconștientul este ca un bătrân cam surd, care nu răspunde la prima chemare și nici nu dorește să se deranjeze la chemările ulterioare. Trebuie insistat pentru a-l accesa automat. Înregistrarea akashică este formată din modele de lumină energetice, care sunt reglate la o anumită frecvență de vibrație unică. Abilitatea de a avea acces la o înregistrare akashică personală poate dezvălui răspunsurile la cine ești cu adevărat. Voi începe să vă povestesc ce este o înregistrare akashică, urmând să dezbatem subiectul și în emisiunea următoare. Ce este o înregistrare akashică? Există diferite niveluri și tipuri de înregistrări akashice create. De exemplu, înregistrarea unei vieți, a unei persoane, poate fi sub forma unui film cu imagini holografice, ce conține toate sentimentele și energiile dintr-un anumit moment. Înregistrarea unei planete ar putea include experiențele fiecărei ființe de pe ea și călătoriile sale prin sistemul solar. Akash este semnătura reală de energie ce are loc în eter. Aka înseamnă spațiu, loc de depozitare sau eter, iar sin înseamnă cer sau secret. Înregistrarea akashică a unui om este un model de energie holografică stocată în ADN-ul nostru. ADN-ul nostru este prezent în nucleul celulelor noastre. Modelul ADN-ului se repetă în fiecare celulă a corpului. Astfel, modelul akashic poate fi citit într-o singură celulă a unui organism, practic într-un singur fir de păr. Din cauza naturilor holografice, straturile de cronică akașă pot fi imaginate ca un set de păpuși rusești îmbrăcate în una în alta. Despre ce alte păpuși rusești, ce înseamnă cronica akașă, vă voi povesti data viitoare. Până atunci, multă sănătate, drum drept și lumină. Vă iubesc!